Este unul așteptat de Partidul Democrat Liberal. Traian Băsescu a câștigat cel de-al doilea mandat de președinte al României. Sondajele de opinie, cele care sunt comandate de televiziunile independente, au arătat o egalitate de 50-50 între cei doi candidați. Se va demonstra după numărătoarea voturilor că Traian Băsescu câștigă cel de-al doilea mandat de președinte al României. Să precizăm că televiziunile mogulilor dau o ultimă lovitură României, aș putea spune, manipulând pentru ultima dată cetățeanul român, arătându-l pe Mircea Joană președinte unde, nu știm, dar nici niciodată președinte al României. Avem convingerea că toți militanții Partidului Democrat Liberal din secțiile de votare vor asigura un proces de număr al voturilor corect, și rezultatul votului va fi în favoarea noastră, în favoarea României, în favoarea lui Traian Băsescu. Nu v-ați privit totuși acum când ați făcut aceste afirmații, având în vedere că 50-50 nu este totuși chiar, nu arată niciun câștigător în acest moment? Am comentat ceea ce au dat televiziunile. O să vă precizez faptul că exit poll-ul este pentru ora 19. Noi avem, avem exit poll-urile pentru ora 20-45 de minute, unde Traian Băsescu este cotat cu 50,5 la 49,5. Plus voturile din străinătate, diferența probabil va fi de la 51 la 49% pentru Traian Băsescu. Asta este ce considerăm noi a fi o certitudine. Dacă va câștiga Traian Băsescu, ce se va întâmpla? Că nu veți avea totuși majoritate în Parlament. O să vă... Deocamdată au fost alegeri prezidențiale. Parlamentul României este o instituție suverană, și am convingerea că în noaptea aceasta, după terminarea numărătorii paralele a voturilor de către cele două partide, PD și PSD, vom avea și un guvern de dreapta în România, între PDL și NL. Ce procent credeți că va scoate PDL aici în județul Vaslui? Un procent cumprins între 40 și 45%. Vă mulțumesc, acest rezultat, vă mulțumim.
nu putem niciodată fi mulțumiți. Întotdeauna dorim mai mult. Probabil trebuie să și muncim mai mult, să convingem mai mulți locuitori din județul Vaslui că merită să aibă încredere în Partidul Democrat Liberal și Traian Băsescu. Diferența dintre primul tur și cel de-al doilea, ce ar însemna? Deci diferența de voturi, ce înseamnă de fapt? Înseamnă câteva zeci de mii de voturi în plus și pentru Traian Băsescu și pentru Mircea Gioană. Asta înseamnă. Ilustra munca deputatului Dan